Salutare, salutare, salutare. Ce s-au gândit parlamentarii noștri, aleșii noștri, scumpii noștri, reprezentanții noștri de marcă? Că ședințele parlamentare în ultima vreme sunt perturbat. La drept, la propriu, la figurat, pe nedrept, urmează să vedem. Dar, una peste alta, vă mai amintiți povestea cu invitații celor din Aur, Alianța pentru Unitatea Românilor. Când s-a dat peste cap întreaga ședință, fiindcă au urmat tot felul de aplauze uh, spontane, gălăgioase ca să ne oprim numai aici și să uităm de invectivele, schimburile de amabilități și urletele gealaților pe care aur, i-a adus în Parlament în primul rând. Și liderii... Acum 4-5 ani și USR-ul făcea niște gălăgie, cum și Vadim Tudor făcea cândva niște gălăgie. Cum prin Parlament, din când în când se mai face niște rădăcini. Chestiunea e că s-au gândit liderii noștri parlamentari că trebuie să se ia măsuri. Și balconul trebuie închis. De ce? Dintr-un singur motiv. Da, sunt 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 aleșaii poporului Normal, să, poată, să, să, poată, să poată de lucra. lucra în taină, nu să-i vezi tu cu fiul tău dacă mergi în vizită. Povestea e că totul a plecat de la gelați și a dat, la final, peste vieți copii, fiindcă cu ceva vreme în urmă au fost folosiți sau au fost aduși, ca să nu folosim termenul de folosit, și copiii în Parlament pentru a le explica parlamentarilor că fiecare copil are un părinte și fiecare părinte are dreptul la niște drepturi salariale. Povestea, însă, revenind la galați, face cel mai bine obiectul unor declarații pe care am să-mi permit să le citez, fiindcă sunt de la șeful liderului grupului parlamentar al PSD, Alfred Robert Simonis. Și am să citesc din domnia sa. E un reproș la adresa aur. Credeți că alte partide nu sunt în stare să aducă gealați și să sară la gâtul celorlalți? În asta trebuie să se transforme Parlamentul. Într-un ring, să vedem care e mai puternic, îl aducem și noi pe ghiță. Uh, uh, kickboxer. Daniel ghiță e kickboxer Daniel, și... care e și membru al PSD-ului. Și a fost și parlamentar. Kickboxerul, să stea de pază în comisii și să arunce pe geam sau pe ușă parlamentarii recalcitranți și invitațiilor. Asta a spus la un moment dat domnul ca Simonis. Ca o replică, nu presupun că nu a fost... Ca o replică, sigur că da. Numai că replicile de aici au început să fie spontane, ca să nu folosim alt termen. Și foarte inspirat. Până într-acolo încât... Domnul deputat PNL Roman a spus, aici am ajuns, să dăm pum la miniștrii domnule. Adică toată povestea asta, nu suntem în stare, în mod, nu știu cum, eficace. Să luăm o decizie foarte clar și domnile lor, nu mă refer la puștii din spatele fotografiei, ci cei care ne reprezintă, să reușească să controleze. Alexandru, este simplu, atingerea unui demnitar contondentă este ultraj. Da, mai cum că... este și la un polițist și la orice funcționar statului. Problema e că... Cei care fac ultrași ar trebui să suporte rigorile regii. Și să ajungă imediat, dar imediat, nu peste luni sau ani, undeva, cum se numește, mititica? Într-o procedură de urgență. Da, la mititica, să stea dacă îi trebuie o să o săptămână. Te duci și dai Ludovic Orban cu steagul peste gât, ai făcut un ultraș. Normal. Chiar dacă nu-mi place mie de Ludovic Orban, e un ultraș, este un limitar statului. Nu știu, Toată povestea asta e mai mare Dar, dar să ajungi de la, de la faptul că niște zvăpăiați, să nu le vorbesc mai urât, fac niște gesturi urâte să, să închizi sala de plen pentru că tu te simți inconfortabil, e un abuz din partea celor care propun, propun treaba asta. Același Albert Robert, Alfred Robert Simonis declară următoarele. E o situație care nu e la început acum, a început de mult, e situația pe care am permis-o la nesfârșit și cred că avem obligația de a reglementa într-un fel modul în care se intră în Parlament, modul în care se desfășoară activitatea comisiilor și a plenului. E o salabandă și o spun cu tot respectul și cu dragul față de toți cei care invită colegi în Parlament, e o modă să aducem aici zeci, sute de copii la fiecare ședință a Parlamentului, a plenului. Nu cred că mai există un parlament în lumea asta în care, în timpul desfășurării ședinței de plen, de fiecare dată avem sute de oameni care stau la balcoane. Ce părere aveți despre poveste? Să le închidă, domne! Să Ce le închidă cu totul, să le facă pe zoom! Să nu, mai, să nu se mai facă deplasarea! Nu știm. Oricum, e o poveste foarte ciudată și tare mă tem că nu această. E un pretext foarte dorință, bun. Dorință, pretext va rezolva chestiunea. Suntem Alexandru Catalan și Vicențiu Popa și nu mai știm ce să vă spunem la faza asta decât aveți grijă la gelat.